Oaspete de seamă astăzi în Ploiești. La Biblioteca Județeană Nicolae Iorga Prahova a avut loc o dublă prezentare de carte regală în prezența principelui Radu al României. Au fost prezentate volumele Regalitatea astăzi, scrisă de principele Radu, și Margareta, mărturia unui sfert de veac regal, scrisă de Sandra Gătejanu Gheorghe. Am ales acestea două pentru că ele vorbesc în mod special despre ceea ce reprezintă astăzi coroana noastră. 26 de ani de la întoarcerea primului membru al familiei înapoi în țară, la 18 ianuarie 90, și drumul parcurs în acest sfert de secol de coroană, suișuri, coborâșuri, bucurii, decepții, acte de trădare și acte de generozitate, datorită tuturor acestor lucruri care au compus viața noastră în sânul societății românești, suntem astăzi acolo unde suntem. Biblioteca Județeană Nicolae Iorga este onorată să fie gazda unei duble lansări de carte regală în prezența Alteței sale regale, Principele Radu de România. Prin lucrările prezentate, noi am dorit să aducem ploieștenilor tot ceea ce înseamnă monarhia astăzi și ne bucurăm că editura Curtea Veche a făcut popas și în biblioteca noastră. Și biblioteca a achiziționat un număr de câte două exemplare din fiecare titlu apărut. Ați răsfoit un pic aceste două volume? Le-am răsfoit, sunt lucrări deosebite, împănate cu imagini care reliefează trecutul și prezentul, ceea ce face plăcut, lectura o face mai plăcută ochiului cititorului nostru. De altfel, principele Radu al României a reamintit tuturor celor prezenți că anul acesta se împlinesc 150 de ani de la sosirea lui Carol I în România, de la întemeierea dinastiei regale și de la promulgarea Constituției din 1866. Sunt 150 de ani de când familia regală stă alături de națiune și vizitele din comunități, cum e cea de la Ploiești de astăzi, ne umple sufletul de bucurie, fiindcă acesta e rostul coroanei, să fie alături de oameni nemijlocit în toate împrejurările, nu numai pentru aniversări sau pentru ocazii speciale. De fapt, Ploieștiul și Prahova, în general vorbind, a fost foarte mult vizitată de membrii familiei regale în ultimii 20 de ani. Sunt o mulțime de școli, de instituții, de organizații care poartă nume regal sau patronaj regal. Pe 10 mai la Peleș, între ora 17 și ora 18, Orchestra Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă va susține un recital cu muzică de pe toate meridianele lumii. La ora 18, familia regală va ieși pe balconul castelului pentru a saluta participanții la sărbătoare. 3 avioane ale iacărilor acrobați vor survola parcul regal. La ora 18:30 va începe concertul de gală. La 10 mai va fi ceva foarte neobișnuit. Niciodată nu s-au deschis porțile castelului Peleș și grădinii din Parcul Regal Sinaia tuturor românilor, toți cei care doresc să fie alături de noi, cu mic, cu mare, sunt bineveniți, sunt oaspeții noștri în 10 mai la ora 5 după amiază, când aniversăm un secol și jumătate de viață, uneori veselă, alteori tristă, petrecută împreună. Jubileul de 150 de ani al coroanei române se va încheia la Săvârșin, odată cu sărbătorile de Crăciun. Volumele lansate la Ploiești au fost prezentate tot astăzi și la Câmpina. Lăsați-vă, continuăm. Să fiu sigur că...